Consilier, sunteți convocat în ședința de astăzi, conform dispoziției numărul 16/12/2022, în conducerea conducerii de prezență a convocatului, rezultă că din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local, au răspuns prezenți 13, fiind întâlnit în formă prevăzut de articolul 39 și articolul 34 alineatul 3 litera A din numărul 57 2019, codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Așa cum ați luat la cunoștință, vă rog să-mi permite să prezint următoarea ordine de zi. Articolul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Sporțeni, termina noiembrie 2022, cu formalizare care face parte integrată din prezentă hotărâre. Inițiator Anton Gărghiță Cătălin, primar. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2022. Inițiator Anton Gărghiță Cătălin, primar. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de scoatere din circuitul agricol a suprafeței de 401 metri pătrați teren agricol, 402 temporar și 6 metri pătrați de cultiv, categorie de folosință arabe, proprietate privată a Comunei Sporțeni, situate în extravilan, cu numere cadastrale 61257, 61259, Comuna Sporțeni de Tubacou, inițiator Antoni Gărghiță Cătălin, primar. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării de utilitate publică de interes local a lucrărilor de construcție a obiectivului de investiție alimentare cu apă rece a Comunei Sporțeni de Tubacou și aprobarea solicitării de scoatere permanentă din circuitul agricol a suprafeței de 427 metri pătrați de agricol, categorie de folosință arabe, proprietate privată a Comunei Sporțeni, situată în extravilan, cu număr cadastral 60172. Inițiator Antoni Gărghiță Cătălin, primar. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicate în anul fiscal 2023. Inițiator Antoni Gărghiță Cătălin, primar. Articolul 6. Întrebări cu interpelare. Dau de cuvânt, domnului președinte, ședință. Bună dimineața. Putem trece la aprobarea ordine de zi? Domnul președinte, am și eu mă scriu la cuvânt, am probleme de spus. Aprobăm ordinea de zi? Mă scriu la cuvânt. Ordinea de zi. Domnul președinte, dumneavoastră, ca președinte ședință, aveți obligația și dreptul de a conduce ședința Consiliul Local. Da. Vă rugăm frumos, dumneavoastră dați lorii la cuvânt, dumneavoastră interziceți cuvântul și faceți un pic de ordine, pentru că din cetățeni care spune că e ca la târg la noi, la ședința Consiliului Local, ca la piață, încercați să să putem să ne înțelegem, că nu se înțelege nimic din ședință. Dacă dumneavoastră v-ați mai uitat și ședință, poate eu o să vedeți și dumneavoastră. Încercați să mai restricționați din discuții, din... aveți acest drept ca președinte de ședință. Vă mulțumesc. Domnule consilier, vă pot răspunde. Aici așa depinde de bunul simț de fiecare, că nu suntem 100 de persoane. Suntem doar o mână de persoane în care putem cu toții să dăm dovadă de bunul simț. Nu vorbim unul peste altul. Dumneavoastră, deci regulamentul vă permite așa regulamentul, ceva. Regulamentul, dar facem abuz de regulament. Vă permite să interziceți, că decât în ședințe de comisie se poate discuta problemele nici care... Nici mai mult, nici mai puțin. Vedeți că intervenim unul peste altul acum. Deja interveniți unul peste altul. Peste altul. Deci deja e... Nu, dar v-am răspuns. Da, am înțeles. Deci asta te trebuie. Trebuie să fiecare dintre noi să dăm dovadă de folosim. Să ascultăm ce are de spus interlocutorul sau cine și-a cuvântul și pe urmă să intervenim dacă este necesar și cazul. Acum depinde de dumneavoastră să... Nu, domnule, dumneavoastră aveți obligația și aveți dreptul prin statutul dumneavoastră de președinte ședință să dați cuvântul și să luați cuvântul celor care listu. Nu trebuie să vă zic eu când să tace sau când să vorbiți. Asta conduceți ședință. Nu suntem nici la grădiniță, nici în clasa 1. Eu v-am spus de opinia mea, dacă ne-ați luat cuvântul, dacă nu ne-ați continuat. E consemnată și chiar așa. Continuați. Da. Deci, trecem la articolul 2. Nu, da, s-a votat primul? Da, ordinea da. De zi? Da, o ridicam mâna. Ordinea de zi. Da. Da, ordinea de zi, sunteți de acord? Da. Da. Da, ordinea. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Școala. Primul. De contare școala primul.
Articolul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielile de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scoțeni pe luna noiembrie 2022, conform anexei, parte integrată în prezenta hotărâre. Păi, știți, cheltuielile pentru... Da. Cine este de acord? Cine este de acord? Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Se înscrie cineva la cuvânt? Supunem la vot? Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de scoatere din circuit agricol a suprafeței de 408 metri pătrați teren agricol, din care 402 metri pătrați temporar și 600 metri pătrați definitiv. Categoria de folosință arabil, proprietate privată a Comunei Scoțeni, situată în extravilanul cu număr cadastral 61257 și 61259, Comuna Scoțeni, județul Bacău. Vorba de terenul care ne-l-a donat, o parte din el, domnul Avram, s-a perfectat atât la notar, pentru folosință la proiectul de apă. Și așa este procedura. Unde se pune... Unde se pune așa și unde vine rezervorul. Aia e procedura și ăsta și următorul e aceeași. Ne trebuie la ăsta să ne dea avizul pentru a finaliza tot. Supunem la vot? Cine este pentru? Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării de utilitate publică de interes local a lucrărilor de construcție a obiectivului de investiții, alimentare cu apă rece a Comunei Scoțeni, județul Bacău și aprobarea solicitării din scoaterea permanentă din circuitul agricol a suprafeței de 427 metri pătrat teren agricol, categorie de folosință arabil, proprietate privată a Comunei Scoțeni, situată în extravilan cu număr cadastral 60172, Comuna Scoțeni, județul Bacău. E aceeași ce v-am spus, la pachet. Deci depinde unul de altul de... Da. Supunem la vot? Cine este pentru? Deci a trecut articolul 4. Trecem la articolul 5, nu? Da, e vorba de... Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe, asimilarea acestora aplicate în anul fiscal 2023. Se înscrie cineva la cuvânt? Domnul Rotariu. Se mai scrie cineva la cuvânt? Nu se mai scrie nimeni. Domnul Rotariu, aveți cuvântul. Bună ziua. Aș vrea să pun atenție Consiliului Local să rămână aceleași taxe ca anul trecut, inclusiv cele de excavare și cele de eliberare de ortofotocopii prin planurile cadastrale și alte taxe, exceptând indicele de inflație care se majorează, care sunt propuse a se majora. În draftul de proiect sunt multe spații libere unde să venim noi cu propunerile. Dacă asta era rugămintea mea, să le păstrăm la același nivel ca anul trecut. Da. Să vă dau un răspuns de la... Deci, acest proiect este generat în urma discuții cu aparatul de specialitate, taxe și impozite, care spune că este un volum prea mare de... Nu de lucru, să spunem. De solicitări. Da, și solicitări. Și foarte multe lucrări care noi cheltuim tonere, hârtie și o grămadă de treburi. Deci și pentru arendarea unui teren, vă dau un exemplu, de-aia sunt taxele de-a stabilite acolo, persoane juridice care au nevoie, ar trebui să plătească la primărie, să acopere măcar cheltuielile necesare. Așa. De ce mai este, ați văzut acolo, la taxa pentru un document la urgență. Știți că foarte bine pe lege, 30 de zile. Omul are nevoie la urgență. Dacă are nevoie la urgență,
compartimentul trebuie să iese la o parte un pic pe cei care... așa? Corect, și se dea într-o zi două, că ați văzut că se dea și pentru asta e o taxă care s-a acoperit timpul. Și mi se pare corect. Adică ce am discutat cu cine au spus colegii, e corect. Exceptând taxa de eliberat certificat fiscal la urgență, mai sunt și alte propuneri? Sunt, da, să citesc. Dar stai. Deci vine așa, taxe de eliberare certificat fiscal persoane fizice. Tariful normal este de 10 lei și la urgență e de 20 de lei. Urgență. Așa. Taxe eliberare certificat fiscal persoane juridice. 20 de lei tariful normal, 40 de lei la urgență. Taxe eliberare adeverință arhivă. E gratuită, normal, pe 30 de zile, da. Și 20 de lei pe urgență. Acum se percepau aceste taxe? Nu. Doar astea n-au treabă cu persoane. Deci cine solicită documente? Ați văzut că sunt clarificate din... Vă rog frumos, nu vorbiți unul peste altul. Nu. A zis că la urgență și acum ați spus că se percep taxe și pe... Da, mă, dar costă o documentație, asta cum zic, de vânzare de teren, preemțiunea, se fac cel puțin 100-100 și ceva de hârtii. Da, publicarea la preemțiune, când se vine un teren în extravilan. Și toate costă. Păi să-și aducă persoanele atunci. Când solicită, vine și cu dosarul, gata, se pune, făcut. Vine cu dosarul, gata, făcut. Cu copii, cu tot ce vrea. Vrea să facă copii, plătește. Păi este o problemă aici, pentru că, după cum știți, instituțiile trebuie să asiguri serocopierea. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar vedeți că nu creăm noi precedent. Deci colegii mele s-au informat la toate primăriile din jur care percep taxele astea. Deci nu e o idee de la noi. Noi să creăm precedentul. Este precedentul creat de toți. Adică nu se mai poate susține, vedeți dumneavoastră, cât de cât nu le ia pielea de pe ei. Dar e vorba de cumva să se compenseze. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră hotărâți. Și e și... Se poate. Și e și în... avantajul cine vine să ceară. Până la urma urmii, deci se duce pentru 10 lei în plus să-și rezolvă problema astăzi. Deci nu așteaptă 30 de zile până ce să-i dă răspunsul. Corect. Și atunci are și posibilitatea în care să plătească și să-l iei în ziua respectivă sau să aștepte. Omul, dacă are timp, nimic a de zis. Rugămintea mea este să le puneți în discuții pe toate, pe fiecare în parte, să o parcurgem, să ajungem la o înțelegere. Vă rog, domnule președinte. Începem atunci așa de la punctul 1 care am dat. Punctul 1, dați cu părerea. Cu părerea, da. Taxe eliberare certificat fiscal persoane fizice. În regim normal este 10 lei, așa, și tarif de urgență este 20 de lei. Asta înseamnă... cum mă văd eu, mă duc la, să cer un certificat, de acolo mă trimite la alt birou, că trebuie să achit o sumă, de la birou ăla mă trimite la caserie, de la caserie iarăși vin, nu complicăm situația asta, la urgență am înțeles, că vreau astăzi să-mi termin documentația. Plătesc pentru asta, dar în rest... Haideți să facem gratis la regim normal, dacă tot ele le liberăm în 30 de zile. N-ar fi mai bine să chemă colega de la... E cel mai bine așa, da? Adică nu am propus. Până acum erau gratis. Deci... Așa zic și eu, dacă... Gratis sau fost, dar e vorba... Nu, oricum omul va plăti 20 de lei urgența, că nimeni n-așteaptă. Dar să vezi și cum dacă fie gratis. Mai, ca să nu poți din rahat și de introdus în ăsta. Eu aș zice așa, să fim de acord pentru urgență, da, să se plătească taxa. În rest, sănătate, în rest gratuit. Îți faci pe punct imediat. Da, dar indiferent cum ar fi tot... Adică nu știu, nu mi se pare normal să duci să-i ceri anexa, la anexa 24, să-i ceri... La urgență, vrei? De exemplu, la noi la școală, la Scorțeni, nu se face nicio copie de buletin. Toți vin încoace cu copii de buletin și îi face gratis. Toată lumea, deci la noi la școală nu se face copii de buletin. Am înțeles situația asta.
absolut, absolut. Nu-i vorba de copii, vorba de eliberat de documente. Dacă și așa moștenirile sunt cum sunt și sunt foarte greu de dezbătut, dacă le mai pune și taxe în spate oamenilor... De urgență, eu așa zic. Da, asta zic. Dacă la urgență, sunt de acord. De urgență, domnule, nu... Ce înseamnă urgență? Adică urgență trebuie să fie foarte greu. E visibil, adică una, două zile pe loc. La secretar. Nu știe. Domnul consilier, vor să luăm fiecare punct în parte, da, și să se poată explica. Înainte de a lua fiecare punct în parte, să ne explicați ce înseamnă taxă de urgență și taxă normală care... Ai uitat, scrie chiar jos sub tabel o steluț în care spune că timpul de rezolvare a documentelor în regim de urgență poate fi de 1-2 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete, corecte și fără creanțe de plată la data solicitării. Iar personalul care lucrează la urgență și are cozi pentru eliberare normală, îi lasă pe ea normal și îi rezolvă la urgență? Urgent. Corect, corect, asta e, normal. Adică stau 10 la coadă ca să, pentru 20 de lei, să-l rezolvi pe ăla mai repede care... Se pune problema în ziua respectivă să-i se dea documentul, nu să intri în fața celuilalt care stă la rând. Oricum, în regim de urgență se eliberează și acum majoritatea. Păi corect, foarte corect. Și nu se încasează nimic. Eu a zis taxă de urgență și cu asta... Nu, dar nu știu, ca și dumneavoastră de altfel, în afara calității de consilier, calitatea de cetățean, nu știu dacă o pleca cineva nerezolvat în ziua respectivă. De asta zic, nu mi-ai spus. Asta am zis, băi, taxă de urgență, am pus 20 de lei. Nu, am pus 1-2 zile, pentru că s-ar putea să-mi vină 5 taxe de urgență, da? Și dacă îmi vine cel de-al 5-lea cu taxă de urgență undeva la ora 15:40, s-ar putea să nu am timp să-l operez. Și asta mă refer la radiere, pentru că radierea este un proces mai complex de a scoate din evidență un mijloc de transport. În afara faptului că introducem niște date în sistem, avem un program prin care domnul primar a semnat un protocol cu serviciul matriculări în care se operează direct în baza de date la poliție radierea. Acolo, dacă am greșit o serie de șaseu și n-am fost atentă, este dosar penal. Pentru că am radiat altă mașină, da? Deci dacă în loc de Z am pus Y, am radiat altă mașină. Noi am vrea să propunem altceva în cazul, adică eu, în cazul persoanelor fizice. Să nu le luăm taxă la regim normal, să rămână zero taxă la regim normal și să rămână tarifă de urgență. Regimul normal îl dați în 30 de zile și posibilitatea omului să nu plătească pentru urgență. Mi se pare corect. La persoanele juridice aș... aș opta să rămână forma asta, 20-40 lei, pentru că desfășoară activitate economică și desfășoară un profit. Nu este o sumă mare. Dacă colegii mei sunt de acord, pentru punctele 1 și 2, putem avansa cu discuția. Păi în afară de operatorii economici, da, care desfășoară activitate și are nevoie de un document, unde acolo să rămână taxele propuse, la tot ce înseamnă persoane fizice, doar taxe de urgență. Scurt. Da, ok. Pentru ca să aibă și posibilitatea, omul poate nu are gratuit, bani, să iei gratuit, să aștepte 30 de zile. Sau 5 zile, neapărat 5 zile. Vreau să zic. Nu s-a adus nimeni în procedură. Dar uitați, de exemplu, la punctul... Mă scuzați că vă iau pentru că am venit nepregătit. La punctul 11, taxă procedură preemțiune, am pus doar 50 lei în regim normal și în regim de urgență nu este cazul. De ce nu este cazul? Pentru că preemțiunea, oricum ne poate explica colega, durează 3 luni de zile. Dar în astea 3 luni de zile cât durează, dânsa face o grămadă de copii. Merge cu dosar în 2 exemplare la bancă. Da? Deci vreau să vă zic că nu vă spun cât îi se consumă. Atunci să introducem o taxă de Xerox în cazul ăsta. Hai să le luăm la rând. Deci, începând cu data din 1 ianuarie anului următor, am văzut foarte bine că nu mai putem obliga cetățenii să ne aducă în xerocopii. Dacă ne interesează să prezentăm, să avem documente, ne interesează să avem noi documente cu ce ne acoperi ca și instituții publică, ne facem copiile pe banii noștri, pe cheltuiala noastră. Deci eu nu pot să cer cetățeanul începând cu 1 ianuarie să-mi dea copii. Corect, dar oricum, da? Pentru că totul merge spre digitalizare, spre scanare, spre stocare pe hard-uri. Atunci o să solicităm să se mărească bugetul pentru administrativ la serocopieri de la primărie cu 200-300 lei pe lună sau când costă contravaloarea. Păi gândiți-vă că Xerox-ul mare duce undeva la 3.000 de lei.
toate în situația în care nu se mai defectează nimic. Facem economii. Începem gradual ca să... Eu doar v-am zis. Propunerea dumneavoastră este propunerea dumneavoastră. Domnule consilier, începem gradual? Hai să începem gradual, da. Începem cu punctul numărul 1, taxe de liberare, certificat fiscal, persoane fizice. În regim normal este 10 lei, în regim de urgență 20 de lei. Eu v-am propus să eliminăm taxa de 10 lei la regim normal, să o anulăm, să rămână 0. Și taxă de urgență de regim normal, regim de urgență. Da. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Da. Pe șomul vine de acele regim. Da. Cum? Nu. Dacă am 5 cereri de taxă de urgență în ziua respectivă, pentru cel cu regim normal nu pot să-i dau bloc. Bineînțeles. Da. Asta este logic. Nu, da. Sunt cazuri în care nu. Îmi pare rău. Oricum îi eliberează la urgență pe toate și acum. Da. 90% din cazuri. Păi să-mi spune cineva care a venit și nu a fost rezolvat. Taxe, eliberare, certificat, punctul 2. Propun să rămână în forma actuală. Da. Da. Așa. 0. Taxe, eliberare... 20 cu 40. 20 cu 40. Rămâne la persoane juridice. Și persoana juridică își poate permite să plătească 20 de lei. Rămâne... Sunteți de acord, nu? Da. Da. Bun. Punctul numărul 3. Taxe, eliberare, adeverință, arhivă. Gratuit în regim normal, 20 de lei. Da. Ok. Rămâne? Da. Punctul 4. Taxe, eliberare, adeverințelor agricole. 5 lei regim normal, 10 lei... de urgență. Da, aș propune să o eliminăm pe asta de 5 lei. Păi da, și să mărim urgența dacă... Tot 20? Sau rămâne tot acolo de 10 lei. Așa. Duce la buletin. Punctul numărul 5. Da. Taxe eliberare, anexă 1 și 2, anexa 24. 30 de lei document în regim normal și 60 de lei în regim de urgență. Aceste documente în principal se aplică tot persoanelor fizice. Și propun la fel să fie eliminată taxa de 30 lei în termenul pentru regim normal. Sunteți de acord? Da, da. Eu aș propune să ducem 30 de lei în regim de urgență, să eliminăm de 60 de lei, din mult 60 de lei pentru anexa 1 și 2. Anexa 1 și 2 ce presupune? Deci anexa 2 eliminăm. Da, da, 24 n-am știut. Nu e ușor anexa 1 și 2. Pe niciunul din cele trei argumente nu sunt ușoare. Nu sunt ușoare, nu. Eu atest că... Nu, hai să facem... Și anexa 1 și 2 faci proprietar, asta faci, știți? Își rezolvă omul proprietatea, își rezolvă situația cu proprietatea lui, anexa 1. Cine vrea să răspundă la domnul George, nu Rotariu? În regim normal gratuit, 30 de lei în dată de urgență. Urgență, da. Ok, eu n-am nicio 30 de lei. Da, urgența așa, normal 30 număr. Contract la rentă. Rămânim forma asta? La care formă? Stați. La 4, 3, la 0 5. Cu 30. 0 cu 30. 0 cu 30, da. Da. La punctul 5. La punctul 5 rămâne 0 cu 30? Da. Da, da. Bun. La punctul 6. Taxă înregistrare, contract, arendă. 10 lei regim normal, 20 de lei regim de urgență. Cât e de lucru la o taxă de asta din contract de arendă? Doamna, știți, aveți idei? Sau doamna Claudia. Urgent, doamna Claudia, dar contractele astea de arendă le registrează persoanele juridice sau persoanele fizice? Păi persoanele juridice. Atunci lăsați taxa așa dacă se aplică pentru persoane juridice. Păi, dar sunt persoane fizice care e solicită și ceva. Sunt o grămadă care iau persoane fizice, dar arendă pașurile. Dacă îmi vin cu data completată și cu toate copiile. Și toți care înregistrează contractele arendă sunt beneficiari. Rămâne așa asta. 10 cu 20? Bine. Rămâne în forma respectivă? Da. Punctul numărul 7. Taxa de verință intravilan, extravilan, 20 de lei regim normal, 40 de lei regim de urgență. Eu propun la fel, să o facem 0 lei la așa și 20 de lei la regim urgență. Mi se pare mult. Da. 20. Te-ai uitat pe pus, ai văzut limitele și dai adeverința. Nu, vine cu documentație. Vine cu documentație, trebuie viza planul de amplasament, uzunarii. Vine cu documentația făcută cu atât mai mult. Cu uzunarii pe deci, zero. Urbanism. Stai așa. 10 cu 20? Nu, aici 0 cu 20. 0 cu 20. 0 cu 20, da? Bun. Punctul numărul 8.
taxă înregistrare, certificat, performanță energetică. Gratuită în regim normal, 10 lei în regim de urgență. Da. Ne puteți explica ce înseamnă taxa asta de înregistrare, certificat? Deci la, la vânzarea unei construcții sau la întocmirea procesului verbal de recepție, posesorul unei clădiri noi sau vechi trebuie să dețină un certificat de performanță energetică pe care notarul sau Consiliul Județean sau primăria este, este obligat. Este trimis, este trimis pentru a fi înregistrat la noi. Ah, ok, am înțeles. Și noi facem și noi facem un registru în care înregistrăm toate certificatele de performanță. Da, e 0, nu? Da, e 10, pardon. Da, rămâne așa. Deci, da, da. Așa. Punctul numărul 9. Taxă certificat edificare construcții, 20 de lei regim normal, 40 de lei regim de urgență. Explicați un pic ce înseamnă edificare. Edificare construcții înseamnă în mai multe cazuri. Vă pot explica eu ce înseamnă. În general, când există o construcție care nu are autorizație de construcții făcută vechi. Sau construcții nouă. Sau construcții nouă, se eliberează, se face o constatare, se eliberează certificatul ăsta de atestare a existenței construcției sau a inexistenței construcției se poate elibera. Când se ia aia, da, proces verbal de autodemolare. Și atunci, da, da. Cred că e ok. Da, 20 cu 40. Rămâne în formă actuală. În formă actuală. Punctul 10. Taxe, eliberare, fotocopii, documente, archiviție, autorizație construcției, documentație anexă, hotărârea Consiliului Local, documentație anexă, decizii, dispoziție emise primarului comunei, petiții, roluri agricole, roluri fiscale, etc. 3 lei pagina. La tarif normal, eu propun altceva. Și nu este cazul la tarif de urgență. Nu putem să le percepem oamenilor taxe să eliberăm hotărârea de Consiliul Local. Deci dar și o pot lista de pe internet. Păi asta vreau, adică este pe internet. Da, dar deci dacă nu... Nu toată lumea are internet. Trebuie să-i pui la dispoziție omului să ia la cunoștință de hotărâri. Deci eu aș elimina taxa asta. Deci. Dar în același... La urgență cu 3 lei. În același timp este și afișatul, poate să o consulti de acolo. Da, dar nu e la urgență cu 3 lei. Urgența și regim normal ar trebui eliminat. Sau măcar un leu pe pagină, regim normal. Ne complicăm. Da, depinde dacă are, dacă are de scos 50 de pagini. Dar nu putem, nu putem să o punem nici la urgență, pentru că dacă vine să ceară la colega de la arhivă care are și biblioteca, da, o hotărâre de Consiliul Local din 2008, vă dați seama cât are ea de căutat. Atunci pune 0,50 de bani pe pagină, cât este și un xerox în oraș. În regim normal. În regim normal. Da, da, asta este. 0,50, nu? Pe pagină. Pe pagină. 50 de bani pe pagină. Bine. Punctul numărul 11. Taxă, procedură, preemțiune. 50 de lei tarif normal și tarif de urgență nu este cazul. Am explicat anterior, cea cu 3 luni. Da, mie mi se pare mare taxa asta, sincer spus. Da. Oare podul de 100 de lei? Extravilan. Extravilan. Alte comune oare mai ridicate? 3 luni jumate ca să poți să faci tranzacția, mai și plătești. Acum, dacă trecea spre grădusul... Nu știu, nu știți. Dar poți spune că trebuie zero, nu mă deranjează. Nu știu, bănuiesc că 26 lei acoperă costurile de xerocopiere și care sunt. Nu cred că primăria trebuie să facă profit din taxa asta. Corect. Îmi place ceva la bancă? Eu îmi propun ce? La 25 lei. Îmi place ceva la bancă? De ce? Nu știu, că văd că o sunat. În ce scuze? 25. Da. Rămâne la 25 de lei? Da. 25 de lei, nu? Nu, urgența nu este urgența. Nu, urgența nu este urgența. Oricum nu sunt obligat să o înregistrez și o trimit în cinci la direcția agricolă. Deci, la unui caz, oricum e urgent, că eu sunt obligat să o înregistrez și în 5 zile să o trimit la direcția agricolă și la Agenția Domeniilor Statului. Ea trebuie să acoperi costurile cu hârtia și ce mai consumați de astăzi, dosare și așa mai departe. Asta trebuie să acoperi. Punctul numărul 12, taxă, proces verbal, autodemolare, clădiri. Este de 50 de lei regim normal și la urgență nu este cazul. Nu este cazul din simplu fapt pentru că la semnarea unui proces verbal de autodemolare trebuie să deplaseze o echipă în teren formată din 3 colegi de-ai mei care poate în ziua respectivă nu sunt toți prezenți în primărie. Și atunci la urgență nu se poate face. Tot la 25. Păi nu, în mod normal ei ar trebui să scoată autorizații de demolare. Ar trebui să nu existe acest lucru. Dar ar trebui să nu existe, ar trebui să nu existe acest lucru, dar în același timp autoritățile celelalte o iau de bună, deci efectiv omul își rezolvă problema. Deci ajută, este un document care îl ajută. Ajută persoane. Pe autorizații de demolare. Deci autorizația de demolare costă o grămadă și ne-am gândit să primim. Sunt construcții
care îi vede și dumneavoastră că se dărâm de la o zi la alta și vai de fundul lor. Și omul nu poate radia. Omul nu poate. Și dacă e căzută, pentru ce să-ți mai facă proiect de demolare dacă ea e căzută? Care costă 3.000 de lei un proiect de da, și timp și așa. Și atunci omul primește în baza în cazul ăsta putem să o comisie. La da? Eu părerea mea este că angajații primăriei și toți cei care lucrează în primărie este să deservească cetățeanul. Mie nu prea mi se pare normal tot să punem taxi, taxi, taxi. Că oamenii din primărie primesc salarii. Înțelegeți? Nu, dar nu legi. Și se face comisia și la fața locului comisia și nu știu ce face. Pentru asta este dat dispoziții, se deplaseze, nu trebuie plătite de cetățean. Părerea mea, nu știu, în vederea acoperirii materialelor de birou și a xeroxurilor a ceea ce cere. Câte procese verbale de autodemolare au fost într-un an? Nu știu, trebuie să ne întrebăm cu Bogdan. De exemplu, am cerut o imprimantă de 3 ani de zile multifuncțională și am primit-o al 5 ani motiv cu sunt bani. Au fost mulți bani? Eu în ideea asta am propus. Da, dar adică să plătească da, omul 3.000 de lei o... Totodată, să știți. Mai bine plătești 1.000, mai bine plătești 100 și... Dar totodată să știți că nu le-am propus doar de la mine sine puteri, pentru că m-am uitat și în hotărârile de Consiliul Local al primăriei, de exemplu, Mărgineni, Ardeoani, Poduri și ei au aceeași... Ideea este în felul următor, ajutăm oamenii atâta timp cât plătești 100 de lei și ai demolat clădirea, decât e mult mai ușor. Hai să pune la vot, cine este pentru sumă, cine este pentru... Cine este pentru 100 de lei? Eu. 50. Rămâne așa înseamnă, da? Rămâne la 50. La 50. Da. Mai departe. Punctul numărul 13. Domnul Ondu. Punctul numărul 13. Taxă operare pe loc. În cazul documentației complete, declarații clădiri, teren, autodeclarații scoatere de evidență, autodeclarații rectificare roluri agricole și fiscale. Gratuit în normal și 30 de lei. Urgență. Da, haideți să ducem 20 de lei ca la certificatul fiscal, doar haideți să ducem la același nivel. Da, nu e aceeași treabă. Deci la ora adieri muncesc cel puțin o oră. Da, dar timpul dumneavoastră... Păi, bun, la ora adieri. Înregistrez documentele omului, trebuie să operez în acel sistem, trebuie să fac copii pentru primăria cealaltă, pentru schimb de informații, că sunt obligată, da? Da, acum dumneavoastră faceți cum știți. Las-o 30. Hai, cum rămâne? Cum credeți că rămâne? Da, eu nu știu. Eu sunt de acord cu scoaderea din evidență, dar rectificările de roluri... Păi uitați, am venit, am primit chiar în dimineața asta un act din 2014 pentru a fi rectificat și omul vrea și certificat fiscal. Ce fac eu în cazul ăsta? Deci omul nu a venit în 2014. A trebuit să-i scriu amendă, nu? Până acum ați avut situația asta? Am avut, da. Păi, și cum ați păi și cum? Unii am oprit documentele și merg undeva 10 zile. Păi da, dar omul vine și pocnește din picior că el a măsurat și îi trebuie astăzi certificatul fiscal. Și eu trebuie să rectific rolul astăzi, nu mâine. Plătește taxe de urgență. Păi tocmai, ce vă zic? Plătește taxe de urgență 20 lei. Și tot bag din picior. Sunt care nu vor moarte la timp. Mi-a venit cineva pentru preuțiune. Dar în cazul în care el se și era de aici din 2020, că nu l-a dus, eu nu l-aveam evident. Trebuie să modific birolul și pe aia să fac dosarul preuțiune. Păi tocmai. Nu a dus documentul la timp. Dragi colegi! Dragi colegi, problema este că în orice caz taxele astea de urgențe care s-au pus astăzi presiunea să fie asupra angajaților primăriei. Fiindcă omul în momentul în care își plătește taxa de urgență, vrea să fie și rezolvat totodată. Până acum îi spunea, domnule, știți, 30 de zile puteți veni, vă dăm hotărârea. Dar când ai plătit taxa asta de urgență, presiunea este pusă asupra angajatului. Presiunea o să fie pusă asupra dânselor. Da, dar e și specificat. Asta de urgență o plătești, nu îi presupune că ți-o eliberează în următoarele 5 minute. Nu. Că există și un document. În ziua respectivă. Păi da, în ziua respectivă, dar e și în funcție de ce oră la care vin. Că dacă eu aș vin la 8:30 și îți plătesc taxul de urgență și am număr de înregistrare la cereri la ora 8:45, nu poți să vii tu și să-mi spui la ora
cu 12.45, ai plătit și tu taxă de urgență, dar tot în ordine trebuie să le rezolvi. Doamna Cobuz, în momentul în care omul vine și a plătit banul, deci explicațiile astea, chiar dacă îi spui, pentru el nu contează. Zici, ți-am plătit taxă, dăm documentul. Da, și așa, tot așa proced, așa da. Cum am. Da, am venit de urmă. Până la urmă, cum a spus Diana la început, eu spus de luță ce scrii. Păi scrii, nu? În 1-2 zile. În 1-2 zile, deci nu-i spune cât e. Deci rugăm primăria ca să afișeze aceste taxe, să fie un format mai mare, să fie afișat la intrare și ieșire. Face un afiș mare exact pe panou, pentru taxe de urgență, pe ușa mai mic. Se eliberează în termen de... Nu, eu cred că cel mai bine ar fi pe ușa la... Ușa, geam, la caserii sau la taxe de urgență, să aibă. Steluța de dedesubt. Lăsa-l de cu 20. Lăsa-l de cu 20. Dar deloc, chiar special un afiș. Lăsa-l ca să nu fie divergență. Dar nu mă deranjează. Vă rămâne până la 20 sau 30? 20. 20. 20. Și punctul, și punctul numărul 14, taxe liberale carnet de comercializare. 30 de lei, tarif normal și nu este cazul. La urgență, cu eu, cum da. Aici se solicită către EU, de către persoane fizice autorizate să solicite. De cei care solicitate statul de producător, care are... Eu acolo aș spune gratuit. Total. Ca să ajutăm... Pentru că oricum nu avem pe nimeni și să ajutăm. De ce să punem o taxă? Avem. Păi, avem. Dacă dar să nu, 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 să plătească că... Nu, primăria plătește carnetul ăla. Asta e ideea, da? Deci, documentul cât în sine... carnetul? Când n-ai făcut. Doamna, hai să ajutăm și să încurajăm micul producător să producă, nu să-i luăm taxe și impozite. Deci, ar fi... Da, hai să dacă fi carnetii nu se îmbogățește. Și carnetii nu se îmbogățește nimeni și atunci ar trebui să dăm cu zero. Lasă-l pe zero. Pe zero. Oricum plătești carnetul. Deci, așa. Plătești. Deci carnetul plătești. Da, da. Ei, lasă-l pe zero. Dar e obligator. Păi, dar n-am știut. Noi, hai, ghi cu zero, de acord. Pentru că să eliminăm taxa? Da, da. Oricum. Tot e așa. Da. Deci am terminat. Mai e o discuție aici. Mi-a atras atenția taxa de fără și escavări, care eu am ce am cu ea, în sensul că vreau să o aduc la un nivel cât mai mic. Dar nu e același, deci nu-ți nu, 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 acolo și eu vreau să intervin. Da. Cine să scrie la cuvânt? Îmi amintesc că anul trecut... Domnul Rotariu. Al doilea cine să scrie? Domnul cine? Mai să scrie cineva la cuvânt? Eu nu știu. Atât. Anul trecut taxa asta a fost mai redusă, dacă mi-am amintesc eu. Nu, a spus că o aprobăm așa, dar în situația în care vor fi cereri, vom interveni asupra punctului. Am înțeles. Dar nu s-a majorat acum. Ideea e că taxa este, nu știu cât este prins în codul fiscal. 8 lei este prins aici la... Și în codul fiscal va fi, da. Codul fiscal este, spune că se stabilește către Consiliul Local. De la 1 la 20 ceva de lei. Bun, de la 1 la 20 ceva de lei, indexat cu 17,4%, rezultă taxa care vă puneți dumneavoastră în momentul de față, suma care ziceți aia o trece. Eu aș propune să o reducem și așa nu avem pe nimeni care... O reducem la suma de... Da, nu știu, hai să punem un 2 lei. Da, eu aici intervin și eu, dacă o să poate. Sigur, da. Ca și taxi 8 lei, da? Pe metru pătrat. În adâncime nu știe nimeni. Păi adâncime de 7 metri, de 10 metri. Iei 2 lei metru la, la o persoană, da, într-adevăr, nu avem pe nimeni care să escaveze. Dar iei 2 lei metru, da, pătrat, la suprafață, în adâncime te duce în... 6 metri, 10 metri, da? Până la urmă, după aia, ce nu-i trebuie, îl pune la loc. Da? Și el, practic, dintr-un metru cub, da? Care tu ai o suprafață de un metru deasupra, dintr-un metru cub, cât e prețul respectiv? Păi, dar nu. Nouă legea ne obligă să tarifăm la metri pătrați de teren afectat la suprafața solului. Exact. Nu ne pune... Păi nu, dar... logic, luând-o, nu o să ia metru pătrat de deasupra și atât. El se poate duce 7 metri în adâncime. Gândiți-vă, dați-vă și trebuie, gândiți-vă că nu a venit nimeni să exploateze. Nu a venit, da? Pentru că... Poate nu a venit tocmai din cauza taxei este. Dar nu de la forță numai la exploatări. Vă mai spun ceva, dar la studiile geo care se fac la primării pentru diferite proiecte, costă o căruță de bani. Deci eu lui ăla îi dau 200 ceva de milioane. La unul dintre ei. Că face niște forări aleatorii. Pentru proiectul exact. Și nu poate să plătească 10 metri pătrat. Mai e și asta.
Exact. Nu raportăm eu, ar trebui clarificat. Aici trebuie de ar trebui de falcat. Aici de falcat. Punctul ăsta. Dar nu permitem. Să nu ne raportăm, nu știu. Așa este taxa fiscală, autorizare de foraje sau excavări. Așa că trebuie să dau eu forajele separat sau excavările separat, nu pot. Da, deci asta e trece la hotărâre, pentru că eu n-am ce treabă. În cazul ăsta ar trebui să mai mâncăm noi. Dacă nu avem, dacă nu avem pe nimeni care să vină, poate tocmai din cauza asta nu vine, că e taxa mare și costul de exploatare mare. Eu aș propune să o reducem la 4 lei. Mi se pare o taxă rezonabilă. Cum hotărâți așa? Nu. Supune doamnă că nu este pentru reducție, nu este pentru prețul actual. Cât e maxim? 25. Atât. Reducem taxa sau rămânem la forma actuală? Nu, are dreptate perfectă el, deci nu. Eu nu sunt de acord. Aici, dacă dumneavoastră ne spuneți că e doar pentru, dacă citim mai bine, nu știu dacă îi spune exact de necesar lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice, da? Deci dacă să se concepe numai prin terenul primării, deci ce are... La 8 lei sponsorizezi. Nu, doamne, nu numai prin terenul primării. E la globală. Deci, ca să vă explic ce înseamnă, păi aici vreau să vă explic ce înseamnă balastieră. Omul se scoate un perimetru de către Aba Siret, da, la licitații. Vine cineva, câștigă licitația, se apucă de exploatat. Înainte să se apuce de exploatat, trebuie să vină la primărie și să solicite autorizație de construire pentru activitatea care o desfășoară acolo. Sumele de care le plătește la ANRM, la Agenția Națională de Resurse Minerale, la Aba Siret și așa mai departe, trebuie să plătească și taxa de autorizare de 8 lei pe metru pătrat la primărie, da? Și mulți nu vin când sunt taxe așa de mari. Doamne, dacă dumneitale vrei, dacă vrei să cumperi o mașină de balatru, spune-mi un pic cam cât te scavează pentru o mașină de balatru, că practic persoana respectivă care deschide un șantier, de exemplu, pe râul nostru, Tazlău, care e la noi, da? Nostru. E aici, este comuna noastră. Dacă vine, el plătește, el plătește 2 lei, cum spuneți dumneavoastră, da? 2 lei, pentru că dintr-un metru pătrat, da? O săpat un metru cub, ți-o pus în mașină și ți-o luat 300-400 de lei. Ca idee, da? Cât plătești la primărie pentru 3 pas? Pe mine nu mă interesează ce plătește ANRE, AME, ce firme mai sunt și ce taxe. La Apelesiret cât plătești? La primărie ce dă pentru metru ăla la suprafață? Păi dă taxa asta de 2 lei. 2 lei? Da. Ha, 2 lei din 300 de lei cât faci? Da, dumneavoastră la... Păi nu trebuie să o luăm așa. Eu nu iau apărare, eu explic oamenilor ce se întâmplă. Dumneavoastră nu luați în cap. Dacă astăzi cetățeanul vrea 100 de lei. Eu spun chestia asta, să o pun despre dezbatere publică în comună și vedeți ce spune cetățeanul, care fiecare la rândul lui a avut nevoie de o mașină de balastru și zic, băi, uite, fiate, primăria odată și poate să concesioneze unul cu 2 lei. Dar nu primăria n-ați înțeles? Nu contează că e primăria. Nu contează, dar noi avem o balastieră în comuna noastră. Nu aveți pentru că nu avem. Nu avem pentru că noi nu reducem taxe. N-au fost interes. Păi n-au fost interes. Interesul există. Piatră este nevoie de piatră, în piață. Taxele sunt mari. Nu vine nimeni să exploateze cu 8 lei, când el îl vinde cu 30 lei metru. Da? Și de la 8 lei. Metru cub, da. Metru cub 30 de lei. Da. Primăria, dar de ce nu cumpără primăria cu 30 de lei metru cub? Nu mai punem SF-uri de astea. Ar fi bine. Cu cât cumpărăm, domnule? Cu cât cumpărăm primăria pentru drumul cu piatra? Da. Cea mai ieftină aia care... Dar pe drept, nu? Din piatră din râu. Da. 65 plus de lei. Așa. Și piatra din râu cât e? Dar nu știu, acolo nu știu. Dar nu vorbim de piatră concasată. Nu, piatră concasată. Da, e iară. 5 lei, tot în 5 lei. Dar nu știu, aici hotărâs că nu am nicio problemă. Să rămân așa. Să nu mai vină nimeni. Să nu vină vreunul să-ți facă. Deci o votăm în forma actuală. Cine este pentru o play? Eventual în viitor să se facă de către primărie, să facem noi cumva. Domnul ce, cine este pentru o play? O play. Deschidem noi un șantier. Cât să? Eu sunt pentru 10. Cine e pentru om? Cât rămâne cu șeva, sunt 8. Adică luăm la cetățeni, dar o luăm de partea cetățenii. Nu e vorba de cetățeni, nu e spatea de cetățean. Ei, cum nu? Hai să luăm, adică pe un cetățean îi dă 50 de bani din foaie ca să xeroxezi, da? Pentru, îi iau 50 de bani.
Și pentru un metru pătrat... Sau 3 lei, nu 50, da, sunt taxe cu 3 lei. La departe, poate sunt comuni mai mari. Deci a trecut în forma manuală cu 8 lei. Poate în comuni mai mari și în comuni. Dar aici, care vrea cu ei salari, n-au decât să plătească. Dacă aveam și urmă de ei, 10 lei era tot. Avem articolul 6, n-am trecut. Da, nu, stai să ies Diana. Da, nu vreau să mai trec ceva pe Diana. Bă, noi în cel scuze trebuie să ajung la cel scuze. Da, e domnul jos și o așteaptă. Da, domnul. Diversii. Domnul, mai e cineva diversi? Domnul Ondu, mai este? Eu vă spun că vă răspund scurt, detalii dacă vrei jos, că am oameni. Ce vrei jos? Păi, dar vă spun că sunt probleme și la bani și am dat telefoane. Da? Dați voi? Spuneți, domnule. Da. O simplă informare, dacă toți trebuie, dar pentru toți copiii ăștia care îi fac date și obiceiuri, li puteți spune că le eliberați o taxă, cum eliberați autorizația de... Autorizația e fără taxă. Fără taxă. Fără taxă. Fără taxă. Fără taxă. Autorizații, nu știu, dar autorizații. Când aveți o zi sau când le eliberați treaba asta? Omule, din marți încolo, până pe 31, da. Deci se poate, da, că a făcut. Eu lucrat, Claudia, domnul secretar, dar să... Taxa este 0 lei, nu? Nu, nicio taxă. Nu, nicio taxă. Nu, nu, am întrebat că nu spune mulți că se plătește autorizația de vera. Și am zis că nu se plătește, dar sunt domnul mai. Domnul Ondu? Nu, mai am un punct. Apropo de taxe și impozite, într-adevăr, conform Ministrul Finanțelor Publice, indicele de creștere de 5,1% este obligatoriu, din câte am înțeles. Noi nu mărim cu nimic taxe și impozite, dar la toate utilitățile care le avem noi în comun, eu le-aș reduce cu 50% taxele astea toate, că nu avem nici apă, nici canalizare. Sunt comuni unde au apă, au canalizare, au asfalt și au aceleași taxe ca și noi. Ar trebui un pic cât de cât gândit și taxele astea și impozitele în funcție și de utilitățile care le are cetățeanul și ce are și ce n-are și ce drumuri are. Și dacă are apă și cum care apă. Ca ordem aceleași taxe cu comunii care au o grămadă de utilități și o grămadă de facilități comune. Păi nu s-a făcut. Doamna Diana a explicat. Ea a făcut un studiu față de celelalte comuni. De exemplu, era o taxă care în celelalte comuni este 200 de lei și la noi... Da, dar acolo e 200 de lei, dar acolo era o taxă de 200 de lei, la noi au rămas de 50 de lei. Deci vreau să zic că nu e raportat la aceeași... Deci îmi place și doamne Diana, exact taxele de la Măgirești. Ce vreau să vă zic eu, tot referitor la taxe și astea, le-am votat, le-am modificat, orice le-am face, dar părerea mea este că... va crește birocrația. Vor fi oameni nemulțumiți care o să stea la coadă, pentru că o să vină cei care nu au bani și care n-au venit. Și o să vină, o să-i rezolvi pe, așa o să zică funcționarul. Am 15 dosare, a spus, nu te pot. Vino mâine, vino poi mâine, da. Vino răspăi. Așa o să se întâmple. Noi le-am votat. Am vrut să vorbesc, ne-aș luat cuvântul. Înainte de a vota. Da, da. Ați fost liber să vă ziceți părerea. Da, eu am zis-o la divers. O să se mărească birocrația și o să avem poz mai mari. Domnul, birocrația eu cred că rămâne tot aceeași. Da, știi ce se poate? Dacă vedeți că se întâmplă, nu se mai poate da o hotărâre și... Dar nu știu să se întâmplă. Vreau să zic că o să fie asta cu... Da. Băi, nu cred eu că... Nici nu-l întorci pe nimeni înapoi, Sândel. Chiar pe nimeni nu-l întorci, dar... Asta a fost părerea. Posibilitatea cetățeanului, deci, hai să fim serioși, posibilitatea cetățeanului unul care vine de la Bacău să-și rezolve o problemă, îi convine să plătească o taxă, cât de cât e simbolică, că nu-i sumi colosale, să-și rezolvi problema în ziua respectivă, decât să-i se dea răspunsul peste 3 zile să mai facă un drum de la Bacău. Deci, persoană, că acea persoană era tot la fel servită, stând la rând. Eu vorbesc de persoanele nevoiașe care da, nu și n-au venit și nu au... Domnul Ondu, persoana nevoiașă care este... Deci are timp să stai la coadă. Nu are, nu-i vorba de stat la coadă. Solicitudinea e să ia în ziua respectivă. Problema este că rezolvarea o să-i vină peste 3, 4, 5 zile. Nu, parcă a zis 30 de zile acolo. Nu, dar asta e maxim. Dar niciodată nu s-a aplicat așa. Asta e maxim. Eu am luat adeverință la 30 de zile. Dar ce adevărință? Din adevărință. Pentru Sorin, odată cu... La pensie. La pensie, da. La 30 de zile. La timp să aștepte. La normii, da. La timp să aștepte. La normii... Dacă vă uitați cum arăt... Dacă vă uitați
registrul de la... Perfect, nu putem fi, dar trebuie să ne raportăm și noi la... E un registru că trebuie să fie doc să se citește acolo. Da. Că e mâncator de moli, de inovezi. Normal, Melinicea, pe eu nu vreau să-mi aduc aminte, că mi-l atent tot primăria. Bun. Mai este domnul Cipca. Da. Mai este domnul Cipca. Anul ăsta... Domnul, practic... mai este ceva de... Nu, mai este. Domnul, mulțumim. Anul acesta, practic, e încheiat. Începem la anul, următorul an, da. Sperăm să-l începem cu dreptul. O să fie bugetul de aprobat. La buget aș vrea să fie defalcat, cel puțin pentru mine. Și nu știu și pentru ce. Și, și eu vreau să fie la începutul anului niște... Nu doar coduri și cifre și astea. Da. Sobisul, dacă vrem să ne înțelegem, mergem și facem niște, nu știu, studii, facem ceva cursuri. Și ne înțelegem și noi. Dar problema este că nu ne trebuie să ne se dea pe explicit ceea ce trebuie. Trebuie anunțată contabilă, chiar să nu doar cifre și sume. La fel, trebuie supus, trebuie adus în vederea... dezbaterii, eu știu, și a informării chiar a cetățenilor, nu numai a consilierilor. Planul de achiziții, care trebuie făcut normal, adus după ce se votează bugetul. Și încă o chestie. Avem proiecte, da? Avem multe proiecte. Peste tot se laudă fel și fel de persoane, chiar și consilieri și nu mai zic cine și cum. Se laudă că avem proiecte, se apucă, nu știu ce... Ziceți deja... că domnul Cipcă, dar să știm și cine se laudă. Nu, îmi contează că să știe cine se laudă, nu o să mă laud eu. Adică cine se laudă, se laudă. Cine? M-a laudat eu că fac nu știu ce, s-a laudat primarul că fac... Referitor la apă, referitor la apă. În septembrie, gata, ne apucăm de lucrări. În octombrie aducem utilaje, facem nu știu ce, nu știu cum, gata, tragem apă toate. Gândiți-vă la o chestie, atât și închei. Avem proiectul foarte simplu, nomenclator, care de un an de zile este făcut tot, în nici în momentul de față nu avem o denumire pe o stradă. Un an de zile. Pentru un simplu proiect de nomenclator. Nu mai vorbim de apă. Dar știi din ce nu trebuie să apară, sunt comandate. Nu contează. Avem un an de zile. Este făcut achiziții, trebuie să vină. Proiectele, chiar dacă sunt, nu este neapărat că ne lăudăm, că le avem, că le facem. E posibil ca nici peste 6 ani să nu fie apa curată. Ca idee. Adică degeaba ne spunem când faptele nu vorbesc. Nu suntem... Deci când o să vorbească faptele, atunci... Când o să vorbească faptele, deocamdată suntem ultimii de la Bacău până la Comănești... Nu suntem, suntem la mijloc. Nu, la distanță, da. Dar pe partea asta suntem la sfârșit. Restul ce vreau să vă zic. Sărbători fericite. La fel, la fiecare. Hai să dăm cuvântul domnul primar, poate are ceva la sfârșit de azi. Eu vreau să vă spun sărbători frumoase, liniștite. Inimă bună, liniște în familie, să vă trăiască copiii, nepoții care aveți, să vă bucurați de ei și să vină anul viitor. Exact, iau vorba lui domnul Cipcă cu dreptul, dar ăla nu-i prea corect, dreptul ca e mită. Deci să meargă mai bine ca anul ăsta, să implementăm proiectele astea care le avem în derulare, că și eu aștept ca și dumneavoastră că toată presiunea este pe mine. Sincer, că eu sunt primarul, dumneavoastră sunt consilier, sunteți lângă mine. Dar presiunea e pe mine. Unii sunt supărați să faceți proiecte și că comunicați stadiul în care se află. Deci, eu mai sunt foarte mândră dacă pentru că am votat toate proiecte. Așa că și eu fac parte din dar nu, Ionuț, că nu-i nicio... Nu peste mine, că ți-am dat răspuns. Eu v-am felicitat și aș vă încheie cu felicitări. La mulți ani, inimă bună. Domnilor consilieri, să sperăm că anul care vine comuna se va negri de asfalt și se va uda de apă. Doamne ajută să fie într-un ce ședință. Hai să spun și vreau să-i mulțumesc domnului primar că ieri am venit la dânsul cu o solicitare pentru satul Forești, în care i-am zis să aducă niște balastru cumva în găurile respective. Am văzut că deja l-a și făcut. Bravo, domn primar, ce pot să spun? Că se poate și se vrea să poate. Îi punem la premă 5%. Da. Mulțumesc, dragilor. Ședință închisă.